domnul Dragomir. Da. Ce a zis de domnul Dragomir? Zic, vă dați seama că domnul Dragomir acum nu mai știe ce să facă, că păi și el e destul, nu doarme bine acasă, vă spun sincer, datorită lucrurilor astea ce s-a întâmplat. Din cauza, păi, doarme la hotel. O secundă, băieți, o secundă. Și el a recunoscut foarte clar că a ajutat să fure Steaua. Păi atunci, credeți că el poate să doarmă liniștit acasă? Hai să vă întreb ceva, domnule. Aoleu, vreau să mai completez ceva. Ia ziceți. În emisiunea de ieri, domnul Cian, sau da, nu știu cine... Da, da. Da, managerul Cian, secției de fotbal de da, la CSM. Managerul, da. Au așa fost eu în emisiune. Așa, dați un pic, că mi-a ridicat mingea la fileu și asta nu le las. Eu le adun pe toate, mi le scriu, mi le notez și v-am spus că eu câștig toate războaiele. Așa. Nu știu cine, sau doamna Ioana Cosma i-a pus o întrebare sau s-a referit la faptul că Gigi Becali a sponsorizat echipa de handbal. A dat o primă de 20.000 de euro, așa a declarat domnul. A fost l-a întrebat cineva i s-a scris Ioanei ca cineva să-l întrebe pe domnul Cian dacă atunci banii ăia de la Gigi Becali a fost un telespectator Cian juca handbal la Steaua și dacă a fost premiată toată echipa. E așa, așa. Corect. Dar eu am venit astăzi la serviciu, mi-am deschis registrul de avize, că pentru orice contract avizat pun un număr și dau avizul necesar. Eu nu am semnat niciun contract de sponsorizare între Clubul Sportiv al Armatei Steaua și Gigi Becali sau firma care l-a sponsorizat. De asta rog instituțiile statului să verifice lucrurile astea și dacă banii aia au fost dați în mână sau cum au fost dați, cineva trebuie să răspundă, pentru că nu se poate să spui că ai sponsorizat Clubul Steaua în condițiile în care să arate contractul. Deci, a ajutat Clubul Steaua, a făcut o donație, altă formă. Dacă vreau să-i dau acum un bănel 200 de lei sau el, mie nimeni nu ne oprește. Păi ce, am înțeles. Și nu trebuie, dar noi suntem instituție publică, ce dăm așa bani ca în piață? I s-a dat unei persoane. Nu păi ce face? Acum ce faceți? Ați muțit DNA-ul pe domn Becali? Că acum 20 de ani i-a dat o primă la handbal. Pam, pam. S-a prescris. Stai, băieți. Auziți, nu este ok, dar să arate contractul ca să fie credibil. Păi ai zis că ai plecat de cap preluat Steaua. Să arate, domnule, actele pe care le-a preluat ceva. Ce tot atâta discuție? Nu știu, mie mi se pare că de multe ori nu se pun întrebările care trebuie de către jurnaliști. Și asta e o altă... Ne-ați mai învățat odată mai ce trebuie să facem. Domnul Talpan, am o întrebare la dumneavoastră. Acum, i-ați trimis și DNA-ul lui Gigi acum. Excelent. Pentru sponsorizare. Păi, vreau ca... Unde? Dacă domnul... Că știți că și domnul Stângă s-a luat la un moment dat de mine. Dar uitați că cine se ia de mine, la un moment dat, opățește. El cade în capcană. Și el s-a luat că nu știu ce. Uitați, păi dacă a luat banii dumnealui, păi nu trebuia să-i aducă în club? Acum eu nu vreau să-l acuz pe dumnealui că a luat banii. Am înțeles, să vină organele de anchetă să facă lumină, nu? Domnul! Păi nu știu, mi se pare tare aiurea să spună că a sponsorizat Clubul Steaua și că a premiat jucătorii. Păi trebuia să premieze, să facă un contract de sponsorizare. Să încheie un contract de sponsorizare cu Clubul Sportiv. Și dumneavoastră n-ați găsit nimic. N-ați găsit în arhivă nimic, nu? Nu există, dar eu nu am dat avizul și dacă nu-mi dau eu avizul... Am înțeles. Păi bun, dar dacă Gigi Becali se vede cu handbalistul Cian Gigel Vasile, cu care este, și le dă două bere acolo și câte 100 de lei, trebuie să facă raport la domnul Talpan. Domnul Talpan spune că banii, dacă s-au dat bani, trebuiau aduși legal în club. Nu dați la colțul blocului. Poate n-a fost o acțiune oficială, a fost un act de donație. Domnul Talpan, iar noastră spuneți, domnule, dacă e ceva de anchetat, să intervină organele astea. Imediat, să duce DNA-ul la piper acum. Cum? Bineînțeles. Da, am înțeles, e părerea deci dumneavoastră. Făcut, nu, dar noi tot încercăm să cum să vă spun, să creăm așa o chestie din asta că Gigi Becali a făcut, că l-ascultam și el în emisiune, că a dat nu știu cât, că a plătit 40 de milioane de euro, că a cumpărat ce a cumpărat, cui a dat bani? Să arate cui a dat bani, că chiar lucrurile astea, cui a dat? A dat ministerului, a dat cui a dat banii ăștia? Adică o secundă, că e interesant. Adică dumneavoastră ce cereți? Să vedeți niște dovezi fizice de niște plăți care au plecat? Păi,
Păi dacă spune că a preluat, că a primit, ce, nu, dar dăm asta ca în piață, deci nu știu, mie mi se par așa niște lucruri care și dumneavoastră crede. Acum, sincer, nu vreau să... Dumneavoastră la fel. Vedeți și dumneavoastră, te duci și iei două picturi, să la un ochitant, să dă un bon ceva acolo, nu? Uh-huh. Adică dar dumneavoastră ziceți că sunt minciunile lui Gigi cu atâția bani plătiți și așa mai nu departe? Nu mai vreau să intru, v-am spus, sunt prea mulți. Păi nu, eu v-am întrebat direct, răspundeți-mi direct, răspundeți-mi direct, că sunteți curajos, domnul Talpa, nu? Sunt foarte curajos, v-am zis. Păi, atâta deci... timp cât el nu a demonstrat în fața instanței că a preluat steaua. Nu a demonstrat... Eu am... instanța a spus foarte clar că el a fost de rea credință când a și anulat marca, numele și nu are nici palmaresul. Păi ce să mai discutăm acum? Și, zi, și dumneavoastră cere și dovada unde s-au dus banii, prin ce, unde s-au dus acești bani? Domnul Ivanovici, ei sunt disperați acum. Nu vedeți că tac? Ei știu de ce tac. Ei știu de ce tac în momentul ăsta. Pentru că ei au o mare problemă. Ei acum încearcă să ies în evidență cu... cu rezultatul ăsta pe care l-a obținut acum cu farul, dar vă spun că în Giulești nu cred că o să le meargă și atunci o să vedem. O să meargă sigur, complet. Bun, domnul Talpan, asta e o, asta chiar e o, asta chiar... Asta fi și dumneavoastră, deci eu auzi asta să fii supărat, Duminică. Aoleu, dar eu nu sunt supărat. A zis că a avut bilet, abonament la Rapid. Ce să fac? Sunt cât mai multe informații care să mă ajute prin procese, prin ia orice nu, dar să știți, domnul Talpan, asta e interesant dovada cum s-au dus banii de la Gigi, la și cine unde? S-au dus și unde. Asta e interesant, să știți. Să știți că sunt foarte multe lucruri interesante. Eu am mai spus, sunt multe de spus. Ne-a că vorbim de, de 40 de milioane. Vorbim de 40 de milioane de euro. Sau mă rog, cât a zis domnul Becali. Adică, păi nu s-a afirmat într-o emisiune. Păi asta zic, e interesant. Că dumneavoastră ziceți că banii ăștia de fapt nu există. Asta spuneți dumneavoastră. Păi da, eu nu știu cui i-a dat. El spune că am dat. Cui i-a dat?